Mă numesc Călugărul Frumosu, am 46 de ani și am avut o intervenție în Turcia prin clinica Insar Norman, rinoplastie. În urma unei consultări făcute la clinică, la Insar Norman, venind pentru o intervenție de păr, pentru implant, am considerat să am și o intervenție la rinoplastie, fiind un lucru pe care tot am vrut să-l corectez de mai mult timp, dar n-am avut niciodată încredere sau o soluție unui doctor bun în care să iasă un rezultat bun. Intervenția cu chirurgicală a durat undeva la 4 ore. Am avut prima zi relaxare, a doua zi am avut un set de analize și internare. N-am avut decât o zi din internare, a doua zi fiind în hotel. A fost o operație destul de ușoară, fiind doar un disconfort, acel disconfort în care nu poți să respiri foarte bine pe nas, cu toate că am avut niște soluții pe care le-am avut introduse în nas, în nări, dar disconfortul este singurul lucru pe care pot să zic că este. Durere, niciun caz. Recuperarea a fost normală, așa cum am și fost sfătuit și mi s-a explicat. Recuperarea este undeva la câteva săptămâni, dar asta nu înseamnă că ești imobilizat sau că nu poți să lucrezi. Eu am lucrat chiar de-a doua zi, după ce am ieșit din spital, având laptopul cu mine în hotel, a fost ceva normal, nefiind ceva în care să fie imobilizat sau să nu poți să lucrezi sau să nu poți vorbi sau să nu ieși în oraș sau să ieși la cină. Am avut un sprijin din partea echipei Insar Norman. Mi s-au oferit toate informațiile de care am avut nevoie, inclusiv tot ce înseamnă până la cazare, hotel, recomandare de hotel, inclusiv parte de achiziție de bilete de avion, inclusiv transportul de la aeroport la hotel și în tot ce înseamnă deplasările către spital. A fost foarte ușor pentru că am fost sfătuit în permanență, având din partea clinicii Insar Norman o persoană în care a fost în contact în permanență cu mine. Rezultatele sunt peste așteptările mele și de-aia am și ales să fac această operație în Turcia. Spitalul și doctorii și tot ce înseamnă parte de echipamente sunt mult peste ale noastre și inclusiv tot suportul și sprijinul și partea de informații a fost exact la standardele pe care le vreau și aș vrea să fie poate și în România. Recomand cu mare încredere, recomand să veniți și să vă sfătuiți cu domnul Insar Norman și orice lucru aș dori să faceți, cu siguranță merită să faceți acest lucru.